Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sigur ai auzit că nu știu care mașină are 1000 de cai sau că un motor dezvoltă 500 de Nm. Și pe drept te-ai întrebat, o fi mult, o fi puțin, ce înseamnă pe românește valorile astea? Păi fii atent! Puterea și cuplul unui motor sunt niște indici de performanță, iar dimensiunea lor contează până la un punct. Instinctul ne spune că mașina trebuie să aibă cât mai mult din ambii parametri, dar adesea nu înțelegem ce face unul și ce face altul. În spatele valorilor de cuplu motor și putere din cartea mașinii se ascund mai multe detalii complicate când ți le aruncă în fața un mecanic, însă destul de simple dacă le traduci în vorbe omenești, fără formule de la fizică și termeni complicați de ingineri. La prima vedere, ai crede că puterea unui motor și cuplul trăiesc vieți separate. Nimic mai greșit, puterea și cuplul sunt legate intrinsec și, în consecință, depind unul de celălalt. Relația e ceva de genul nu există fum fără foc, dacă vrei. Formulat în termenii cei mai simpli, puterea și cuplul motor ale unui propulsor cu ardere internă cresc împreună până la o anumită valoare a turației, diferită de la o mașină la alta. Peste acea turație, cuplul începe să scadă și mai crește doar puterea până la pragul maxim menționat de producătorul vehiculului. Atunci când crește cuplul livrat de motor, automat va crește și puterea dezvoltată de acesta, dar numai până la un punct. Acum să le luăm pe rând. Un motor cu ardere internă, cum probabil ai și tu la mașină, va dezvolta atât putere cât și cuplu, simultan. Fiecare dintre cele două caracteristici atinge valoarea sa maximă la o turație anume, însă turația optimă pentru cuplu nu va coincide niciodată cu turația optimă pentru putere. Dacă turezi motorul peste pragul de cuplu maxim, o să vezi că acesta din urmă începe să scadă ușor. Însă puterea încă mai crește și după ce treci de punctul optim pentru cuplu, apeși accelerația și turezi motorul până când și puterea ajunge la valoarea maximă, acea pe care fiecare producător o pune în broșura de marketing. Peste turația de putere maximă, însă apeși degeaba pedala pentru că puterea începe să scadă. Crește doar consumul eventual și gălăgia. O altă întrebare importantă este cum îți dai seama dacă mașina ta are mai mult cuplu sau mai multă putere la un anumit moment. Ei bine, cât la sută e putere și cât la sută e cuplu variază permanent, în funcție de turația motorului într-o clipă sau în alta. Ai o proporție mai mare de cuplu sau de putere din potențialul maxim al agregatului. Cert e că ambele sunt prezente, mai mult cuplu la turații mai mici. Însă fără cuplu motor nu există putere. Aceasta din urmă este rezultatul unei ecuații în care variabilele decisive sunt cuplul motor și turația. Și îți poate demonstra asta orice constructor sau orice specialist în tuning pe un stand specializat sau dyno. Să facem o analogie. Atunci când apeși pedala unei biciclete, generezi cuplu în axul central. Strict tehnic, cuplul sau momentul înseamnă forța înmulțită cu lungimea brațului, sau newton înmulțit cu metru. Newton-metru. Înlocuiești acum piciorul de pe pedală cu pistonul din motor și axul cu ansamblul bielă-manivelă cu arbore cotit. E aceeași mecanică. Avem deci cuplu, iar acesta mișcă arborele cotit în jurul propriei axe cu o viteză numită unghiulară. E calculată în radiani pe secundă, dacă mai ții minte dintr-a nouă. Eu a trebuit să caut pe Google. Puterea mecanică este produsul celor două valori, viteză unghiulară și cuplul. A fost greu? Cuplul este măsurat în newton-metru, iar puterea este cuantificată în wați. Un wat înseamnă un newton-metru pe secundă. Dacă multiplicăm, un kilowatt, adică 1000 de wați, înseamnă 1000 de newton-metru pe secundă. Aceeași unitate de măsură, un kilowatt, înseamnă 1,36 cai putere. Invers, un cal putere are 736 de wați. Acum este simplu, nu-i așa? Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, un share și lasă și un comentariu mai jos. Până data viitoare, numai bine!